Proiectul de lege privind reducerea vârstei de pensionare pe care minerii o solicită deja de câteva săptămâni a trecut astăzi prin Comisia de Muncă. Verdictul a fost totuși amânat, așteptându-se punctul de vedere al guvernului. Coincidență sau nu, schimbarea conducerii DSVSEA Gorj a crescut și cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii instituției. În ultima săptămână, aproape 40.000 de lei s-au strâns din sancțiunile aplicate, iar printre cei găsiți în regulă se află și medicii unor localități. De la zi la zi cresc cazurile de infectare cu noul coronavirus atât la nivel național cât și în Gorj. Astăzi s-au dublat cifrele raportate, dar au fost efectuate și mai multe teste. Prag după prag, începem să ne reîntoarcem de unde am plecat. Gorjul, un județ plin de probleme care își așteaptă rezolvarea. Un județ de care se agață o companie pentru a supraviețui și neglijează mediul de afaceri, turismul, infrastructura și chiar și sănătatea. Un județ pe care mulți au ales să-l părăsească și în special tinerii mai vin aici doar să-și viziteze părinții. Conducătorii vorbesc despre probleme, vorbesc despre soluții, dar uneori rămân doar simple vorbe. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Proiectul privind reducerea vârstei de pensionare, care are impact și asupra salariaților Complexului Energetic Oltenia, a trecut astăzi prin Comisia de Muncă. Aceasta a fost însă amânat pentru a se aștepta un punct de vedere al guvernului, fiind vorba despre mai multe ministere implicate. Reprezentanții mișcărilor sindicale din Complexul Energetic Oltenia au cerut în nenumărate rânduri reducerea vârstei de pensionare. Au fost organizate zilnic proteste în piața prefecturii și atât autoritățile județene cât și parlamentarii de Gorj au avut discuții cu aceștia. Liberalii spun că nu vor susține legea în forma solicitată de mineri, întrucât ar falimenta compania. Gheorghe Pecingina a și scris pe pagina sa de socializare câteva precizări privind proiectul. Acesta spune că proiectul în forma actuală nu privește activitățile din minerit, amendamentele depuse fac referire și la activitatea de minerit și, conform datelor statistice, numărul salariaților care au vârsta de minim 52 de ani, vechime de 30 de ani, din care în energie și minerit 25 de ani, este de 3.684 și provin din activitatea de producție, activitatea de reparații, activitatea de conservare, exclusiv TESA, activitatea energetică și activitate minieră. Unii au susținut că pe posturile rămase libere ar trebui să fie făcute angajări, însă pe Cingină spune că sunt meserii care impun calificare și experiență, lucruri ce nu pot fi realizate în câteva luni. Oricum, proiectul dezbătut astăzi în Comisia de Muncă a fost amânat, fiind nevoie de punctul de vedere al guvernului, fiind vorba despre mai multe instituții implicate. Astăzi, în Comisia de Muncă, a fost discutat pe lex 75, cel care privește și angajații de la CEO, și s-a considerat necesar să avem un punct de vedere al guvernului cu privire la acest proiect de lege, pe care de consecință a fost amânat două săptămâni pentru a veni un punct de vedere al guvernului. Mă repet, al guvernului, nu al Ministerului Muncii, pentru că sunt implicate mai multe ministere, așa cum bine știți, Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe, pe impact bugetar, sunt mai multe ministere implicate și trebuie să avem un punct de vedere comun al guvernului pe acest proiect de lege. Deputatul liberal precizează și că aproximativ 9.000 de angajați nu beneficiază imediat de prevederile proiectului de lege, dar vor beneficia de îndată de binefacerile legii, întrucât sumele care trebuie plătite duc în mod clar la insolvență. Cea de-a treia etapă a vaccinării împotriva COVID-19 ar putea începe mai devreme în unele zone ale țării. Premierul Câțu a anunțat că acolo unde există locuri libere, iar persoanele din primele două etape nu vor să se imunizeze, populația generală ar putea fura startul. De asemenea, și zonele care înregistrează o explozie de cazuri ar intra în aceeași categorie. O noutate a celei de-a treia etape ar fi introducerea listei de așteptare. Cea de-a treia etapă a vaccinării este programată să înceapă în aprilie, însă oamenii se vor putea programa chiar din această lună. Populația generală se va putea programa la imunizare cu unul dintre cele trei seruri aprobate de autoritățile din România, însă unele localități ar putea fura startul. Premierul României, Florin Câțu, a anunțat că persoanele din etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19 s-ar putea vaccina chiar mai devreme dacă există locuri libere și persoanele din etapa a întâi sau a doua nu doresc să se vaccineze. De asemenea, zonele unde sunt raportate tot mai multe cazuri de infectare ar putea și ele să înceapă vaccinarea populației generale mai devreme. Am cerut ca zonele, cel puțin zonele cum sunt Timișoara, Iași sau zone care sunt carantinate sau în zone unde avem cazuri și sunt locuri libere, să se permită măcar în aceste zone și altor persoane. Deci dacă la Timișoara sunt 20.000 de locuri libere și cei care
sunt în etapa 1 și etapa 2 nu vor să vaccineze, atunci să permitem celor din etapa 3 să vaccineze. Este o nebunie să lași locuri libere când sunt români care vor să vaccineze. Cel mai mult de la, și de la toată lumea, la Ministerul Sănătății, de la Comandant Gheorghiță, mai multă atenție și atunci când avem locuri libere, putem să lăsăm și pe celălalt să vaccineze. Din 15 martie vor intra în vigoare și listele de așteptare. Fiecare persoană care își va crea cont pe platforma de vaccinare va alege opțiunea de a se programa pe lista de așteptare prin alegerea centrului de vaccinare. Dacă în respectivul centru vor fi locuri disponibile, persoana va fi anunțată prin SMS și e-mail și va avea la dispoziție acel loc liber pentru 24 de ore, timp în care va confirma programarea. Astfel, după 15 martie, centrele de vaccinare vor putea fi vizualizate doar din această listă de așteptare. Coordonatorul campaniei de imunizare spune că astfel se va ușura procesul de programare efectivă și va permite gestionarea persoanelor în funcție de numărul de doze. Această listă de așteptare va ușura foarte mult procesul de programare efectivă și mai mult decât atât va permite, pe de o parte, o gestionare mult mai eficientă a numărului de persoane programate în raport cu dozele disponibile, pentru că întotdeauna, practic, vor fi notificate persoanele în funcție de numărul de doze de vaccin care vor fi disponibile. Și atunci nu am mai ajunge în situația ipotetică în care ar trebui, din cauza unor doze insuficiente, să ajungem la amânări de persoane. Totodată, din a doua jumătate a lunii martie, vor fi înființate aproximativ 50 de noi cabinete de vaccinare în care se va folosi vaccinul Moderna. În județul Gorj, însă, nu va fi deschis niciun astfel de centru din lotul de 50 anunțat de Gheorghiță. Până la începutul lunii martie s-au administrat peste 1,5 milioane de doze de vaccin pe întreg teritoriul României. Explozia de noi cazuri de infectare COVID-19 a determinat autoritățile să se gândească la noi restricții, deși nici cele în vigoare deja de câteva luni nu au fost ridicate. Se ia în calcul modificarea orelor carantinei de noapte, dar și închiderea restaurantelor mai devreme. Creșterea cazurilor de infectare ar putea atrage noi restricții impuse la nivel național. Zilnic crește numărul testelor pozitive și se pare că formele devin mai agresive. Deși restricțiile date în noiembrie anul trecut nu au fost ridicate nici după aproape jumătate de an, autoritățile se gândesc să le înăsprească. Românii deja s-au obișnuit ca în fiecare lună starea de alertă să fie prelungită, însă de această dată ar putea intra în vigoare și noi restricții odată cu aceasta. Ultimele măsuri au fost luate în noiembrie, odată cu valul 2 al pandemiei. De atunci toate magazinele se închid la ora 21, cu excepția farmaciilor și benzinăriilor, iar începând cu ora 23, circulația este condiționată de declarația pe propria răspundere. La acele vremuri, România înregistra în jur de 10.000 de cazuri zilnice și aproximativ 200 de decese în 24 de ore. După câteva săptămâni, raportările erau mai bune, mai ales cele de la începutul anului 2021. De la jumătatea lunii februarie au început din nou să crească infectările, România depășind treptat prag după prag și ne apropiem din nou de 5.000 de teste pozitive în doar 24 de ore. Autoritățile se gândesc deja la noile măsuri care ar putea intra în vigoare odată cu noua prelungire a stării de alertă. Ministrul Sănătății a fost întrebat luni despre posibilele noi restricții, iar acesta a precizat că o astfel de măsură nu este exclusă. Începând cu următoarea lună de stare de alertă, ar putea fi modificat intervalul orar în care sunt în vigoare restricțiile de circulație. Astfel, declarația pe propria răspundere ar deveni obligatorie începând cu ora 22, nu 23, așa cum este în prezent. Mai mult, terasele și restaurantele și-ar modifica programul și s-ar închide cu o oră mai devreme. Și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență spune că dacă situația o va impune, vor fi luate noi măsuri restrictive, deși speră că numărul testelor pozitive să scadă în următoarea perioadă. Dacă se va impune, cu siguranță vor fi luate noi măsuri restrictive. Noi sperăm ca în perioada următoare, pentru că au fost luate deja noi măsuri restrictive acolo unde incidența a depășit 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori, sperăm ca numărul cazurilor măcar la nivelul județului să scadă. O să urmeze și sezonul cald și odată cu acesta sperăm să scadă și numărul de îmbolnăviri. Starea de alertă în care ne aflăm deja de câteva luni bune ar urma să expire pe 14 martie, în ziua în care acum un an, președintele Klaus Iohannis a decretat pentru prima dată în România post-decembristă stare de urgență pentru o perioadă de 30 de zile. Coincidență sau nu, schimbarea conducerii DSVSA Gorj a crescut și cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii instituției. În ultima săptămână, aproape 40.000 de lei s-au strâns din sancțiunile aplicate, iar printre cei găsiți în neregulă se află și medicii unor localități.
Odată cu schimbarea conducerii DSVSA Gorj și amenziile s-au înmulțit, dar s-au și diversificat. Pe lângă magazinele alimentare, barurile și restaurantele care de obicei sunt găsite în neregulă, se pare că medicii veterinari și proprietarii de animale au intrat în vizorul inspectorilor sanitari veterinari. Din cele peste 100 de controle efectuate pe raza județului Gorj, 17 s-au lăsat cu amenzi în valoare totală de aproape 38.000 de lei. Cele mai multe dintre ele au fost aplicate circumscripțiilor sanitari veterinare de asistență. Peste 14.000 de lei au primit 9 CSVA-uri pentru nerespectarea normelor sanitari veterinare privind identificarea animalelor. Mai exact, au existat neconcordanțe între datele înregistrate în sistem și înscrisurile din documentele prevăzute de legislație. Au fost emise formulare de mișcare fără solicitarea vizului interjudețean DSVSA Gorj, ori s-au efectuat mișcarea animalelor în și din exploatația virtuală în afara perioadei de efectuare a inspecțiilor în exploatații. Nici proprietarii de animale, ori transportatorii nu au scăpat de controlele inspectorilor. 6.000 de lei trebuie să plătească proprietarul unui autovehicul pentru efectuarea transporturilor de animale vii cu mijloc neautorizat sanitar veterinar. Un gospodar a fost sancționat cu 1.500 de lei pentru că avea 4 porci în curte, necrotaliați și neînregistrați în baza de date. Vânzarea animalelor fără documente a fost și amendată. Doi cetățeni au primit câte 1.200 de lei fiecare pentru mișcarea animalelor fără documente sanitar veterinare legale. N-au fost iertate nici magazinele alimentare. Două au fost sancționate cu câte 1.200 de lei, întrucât angajații prezenți la data controlului au manipulat produsele alimentare fără a purta echipament complet de protecție sanitară și nici nu au igienizat și dezinfectat corespunzător spațiile utile ale unității. Tot 1.200 de lei a primit un alt magazin alimentar pentru comercializarea pâinii într-o zonă neprotejată, în vecinătatea legumelor cu servire directă de către consumatori, fără a utiliza mânuși de unică folosință. Cea mai mare sancțiune a fost însă aplicată unei unități de procesare a laptelui materie primă. Se pare că aceasta nu întreținea corespunzător spațiile de producție și depozitare. Ușile prezentau exfolieri, iar pavimentul avea porțiuni de gresie spartă, iar pentru aceasta inspectorii au amendat unitatea cu 10.000 de lei. Controlele vor continua și în perioada următoare, atât pentru combaterea noului coronavirus și verificarea respectării normelor în vigoare, cât și pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare și răspândirii pestei porcine africane. Pe 9 martie, creștini ortodoxi îi sărbătoresc pe cei 40 de mucenici care au fost condamnați la moarte pentru credința lor. Sărbătoarea nu este scutită de tradiții și obiceiuri, mai ales că ea coincide și cu începerea anului agricol tradițional dinaintea creștinării. Sfinții 40 de mucenici sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 martie. Acești mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius, prigonitor al creștinilor. Sfinții erau soldați creștini și nu erau doar romani de origine, ci și greci amestecați cu armeni. Aflând despre credința lor, Agricola, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost întemnițați timp de 8 zile și bătuți cu pietre, iar mai apoi condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei. În fiecare an, pe 9 martie, sărbătorim pe cei 40 de mucenici din Sevastia care, iată, au fost omorâți pentru că au crezut, fiind fideli Învățătorului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și se întâmplă și cu ei, cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei lumii, cu atâția sfinți mucenici ai noștri, unii mai cunoscuți, unii mai necunoscuți, dar care au pătimit pentru că la vremea aceea n-au fost înțeleși, n-au fost iubiți și au fost persecutați și au fost omorâți pentru faptul că ei s-au arătat a fi creștini așa cum trebuie de fapt să fim cu toții. Sărbătoarea i-a strâns și astăzi la biserică pe credincioși. S-au dat de pomană mucenici preparate specifice acestei zile la copii și la sărmani, în credința că astfel va rodi grâu și oamenilor le va merge bine în acel an, după cum spun specialiștii în etnografie. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. La români, sărbătoarea celor 40 de sfinți a dat naștere mai multor obiceiuri frumoase, creștine, dar și precreștine, căci ziua celor 40 de mucenici este aproape de data echinoxiului de primăvară, atunci când ziua este egală cu noaptea. Sărbătoarea coincide și cu începerea anului agricol. Pentru ca acesta să fie îmbelșugat, țăranii au obiceiul să scoată afară plugul peste care aruncă un ou, semn al rodirii. În multe sate ale țării se adună în mijlocul curții gunoiul din ogradă și din casă, îi se dă foc, iar tinerii sar peste el ca să fie feriți de rele și de boli tot
anul. Cenușa este pe urmă presărată în jurul copacilor și în grădină. În această zi, în tradiția populară, bărbații beau 44 de pahare cu vin. Ritualul străvechi de primăvară este născut din credința că vinul băut se transformă în sânge și le dă bărbaților putere de muncă pentru întregul an, dar și sănătate. Picăturile rămase din vinul băut de 9 martie erau risipite de oamenii de la sate peste pom și vii ca să aibă recolte bogate. În ziua de mucenici s-au suprapus două sărbători de înnoire sezonieră a timpului. Ultima zi a babei Dochia, când, conform tradiției, aceasta moare și se preface în stană de piatră, și prima zi a moșilor. În ziua de 9 martie se făceau numeroase pronosticuri meteorologice ale noului an. Dacă pământul este înghețat în această zi, se zice că toamna nu vor fi brume și oamenii pot semăna porumbul cât de târziu. Însă dacă nu îngheață, toamna va pica bruma de vreme și astfel gospodarii sunt nevoiți să semene mai repede primăvara. După tradiția creștină, spun specialiștii în etnografie și folclor, sfinții martiri au fost 40, după ce argetodacică au fost 44, atâtea fiind și zilele dintre 9 martie și 23 aprilie, când este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Acestei sărbători îi se mai spune și ziua celor fără de nume, a tuturor celor care nu și-au prenumele dintre sfinți, sau ziua bărbaților. Se pare că cel puțin la nivelul județului Gorj, oamenii legii au aplicat mai puține sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecție împotriva noului coronavirus. Asta, deși autoritățile găsesc ca scuză pentru creșterea cazurilor relaxarea populației. Aproape 80 de gorjeni au fost sancționați în ultimele 24 de ore, în medie, cu câte 50 de lei fiecare. La nivel național, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore peste 5200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 950.000 de lei, ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției, au fost întocmite ieri doar două dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Deși situația la nivelul țării este în continuare una îngrijorătoare, românii se pare că nu înțeleg importanța respectării măsurilor de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Numeroasele controle ale poliției au avut drept rezultat sute de amenzi aplicate cetățenilor. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a transmis că în ultimele 24 de ore au fost desfășurate 12 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat sub coordonarea instituției prefectului, împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În total, 255 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPCA, NSVSA și Ministerului Sănătății au acționat în zone aglomerate, unități de alimentație publică și zone adiacente acestora, terase și mijloace de transport în comun. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1200 de persoane, 70 de societăți comerciale, precum și peste 190 de autovehicule. Se pare însă că numărul amenzilor aplicate este în scădere, la fel și cuantumul acestora. Puțin peste 4.000 de lei a fost valoarea acumulată a sancțiunilor aplicate de către polițiștii gorjeni de ieri și până astăzi, din aproape 80 de persoane amendate. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile impuse pe raza întregului județ, privind obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în spațiul public, în funcție de restricțiile prevăzute în municipiul Târgu Jiu și orașele sau comunele din județul Gorj. Autoritățile le reamintesc cetățenilor că purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise, indiferent de incidența acumulată a cazurilor. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise sau deschise, fie publice, fie private. ISU Gorj spune că oamenii trebuie să respecte măsurile din pură conștiință și nu de teama amenzilor aplicate. Noi ne-am dorit ca oamenii să conștientizeze încă riscurile la care ne expunem și să respecte măsurile din conștiință și nu de teama amenzilor sau a controlelor pe care atât noi, cât și colegii de la poliție, jandarmi, DSP, le efectuează. Din păcate, zilnic vedem în comunicările pe care le transmite Inspectoratul Județean de Poliție faptul că identificăm persoane care încă nu conștientizează riscul și nu respectă măsurile de prevenire a noului coronavirus. Aici suntem nevoiți să aplicăm prevederile legale, să aplicăm sancțiuni, chiar dacă nu ne face niciun fel de plăcere, însă trebuie să aplicăm legea și trebuie să stopăm cumva lanțul acestor îmbolnăviri. Forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă.
Credeați că am zăcăpat de zăpadă? Zăpada se reîntoarce la noapte, nu că am fi văzut-o prea mult în acest sezon, însă pare că vrea să și-a rămas bun după ce temperaturile au ajuns și la 20 de grade în ultima perioadă. Meteorologia anunță cod galben de ninsori în mai multe județe, printre care și în Gorj. ANM a emis azi dimineață un cod galben de ninsori pentru sudul țării, dar și o informare meteorologică pentru celelalte zone ale țării, valabile până joi dimineață. În unele zone se va depune un strat de 30 de centimetri de zăpadă și, în special, în zilele de miercuri și joi, vremea va fi deosebit de rece. Informarea meteorologică este emisă pentru intervalul 9 martie ora 23, 11 martie ora 10 și vizează precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului. Aria precipitațiilor moderate cantitativ va cuprinde treptat Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului și zona Carpaților meridionali și de curbură. Vor predomina ninsorile, iar în extremitatea de sud și în sud-est, în această noapte și în prima parte a zilei de mâine, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat se va forma polei sau ghețuși. Vântul va prezenta intensificări în regiunile sudice și sud-estice, precum și la munte, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, temporar viscolind ninsoarea și amplificând senzația de frig. Vremea va fi deosebit de rece mâine și poimâine, când valorile termice vor fi cu 8, chiar 10 grade mai scăzut decât mediile multianuale. Codul galben de ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă local consistent va intra în vigoare la noapte, începând cu ora 3 și va expira miercuri la ora 6. În Oltenia, dar și în alte zone, începând din această noapte și până dimineața zilei de joi, temporar vor fi mai ales ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă local consistent. De la zi la zi cresc cazurile de infectare cu noul coronavirus atât la nivel național cât și în Gorj. Astăzi s-au dublat cifrele raportate, dar au fost efectuate și mai multe teste. Prag după prag, începem să ne reîntoarcem de unde am plecat. România a înregistrat azi aproape 5.000 de noi cazuri COVID din cele peste 35.000 de teste efectuate la nivel național, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 14%. Numărul deceselor COVID-19 se menține în continuare sub 100, însă nu știm pentru cât timp. 93 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 doar în ultimele 24 de ore. Raportările arată o ușoară creștere a numărului românilor aflați în stare gravă la terapie intensivă, 1.126 de pacienți fiind internați în acest moment. De la debutul pandemiei și până în prezent, peste 835.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 767.219 pacienți au fost declarați vindecați, iar peste 21.000 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 62. Din nefericire, au fost înregistrate încă 2 decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre un bărbat și o femeie în vârstă de 57 de ani, respectiv 78, ambii prezentând și alte afecțiuni medicale. De la începutul pandemiei, 7.424 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. Dintre acestea, 6.754 de gorjeni s-au vindecat, iar 341 au decedat. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 2 decese. Primul deces a fost un bărbat în vârstă de 57 de ani, care prezenta următoarele comorbidități: carcinom hepatic, hepatită cronică și adenopatie mediastinală. Un alt deces a fost o femeie în vârstă de 78 de ani, reprezenta hipertensiune arterială și citoliză hepatică. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate alte 62 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 48 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 14 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 2,06 la 1000, fiind situat în scenariul galben, în ușoară scădere față de ziua precedentă. În prezent, 4 județe se află în scenariul roșu și anume Brașov, Timiș, Ilfov, Cluj, dar și municipiul București. Cea mai mică rată de infectare înregistrată este în județul Buzău, 0,67 la 1000, iar la polul opus, județul Timiș înregistrează cea mai mare rată de incidență, 5,9. Revenim după o scurtă pauză cu Ion Ișvan, consilier județean din partea Partidului Pro-România. Ne vedem imediat. Am revenit alături de Ion Ișvan, consilier județean Pro-România. Bună seara, bine ați venit! Sărumâna, mulțumesc pentru invitație! Gorjul, un județ care se confruntă cu multe probleme. Ce este de făcut? Păi ca toată țara, să știți, că toți românii sau Europa, lumea până la urmă se confruntă cu situația nouă, această pandemie. Spre bucuria noastră e faptul că au reușit să, Uniunea Europeană a reușit să creeze vaccinul împotriva COVID-ului
Și eu îmi doresc ca din ce în ce mai mulți români să se vaccineze, astfel încât spre sfârșitul anului să scăpăm de această grijă care ne frământă, sunt convins, pe toți, ne ocupă o foarte mare parte din timp și să intrăm sau să revenim la condiții normale. Pe lângă această pandemie, ne mai confruntăm și cu probleme legate de unitățile sanitare și mai nou, cu defecțiunea ale ambulanțelor. Da, e o problemă gravă, pentru că cei care răspund de modul în care ambulanțele ar trebui să funcționeze nu își dau interesul așa cum ar trebui și trăim să vedem situații inimaginabile. Aștepți, știți, ca ultima scăpare, ultima salvare. Aștept salvarea, sun la 112 atunci când ai o problemă gravă, o problemă deosebită și salvarea vine, dar vine neechipată sau echipată insuficient sau neverificată și te trezești că degeaba a venit salvarea pentru că ea nu are tot ce îi trebuie. Și ați văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu șeful de la Sanepid, care nu am putut să mai ajungă la București, pe drum s-a defectat salvarea și, din păcate, astăzi nu mai este printre noi. Pe mine mă doare sufletul când mă gândesc, pentru că pe Adiță îl cunoșteam foarte bine, vineri am vorbit cu el la telefon, îmi spunea că se simte mai bine, era internat în spital. Vă spun sincer, duminică, de fapt, nu mi-a venit să cred când am văzut că deja este, nu mai este printre noi. Dar sper că din aceste lucruri să învățăm, pentru că, vedeți, iau foc spitalele, iau foc saloanele cu pacienții internați la COVID, cu cei care ajung la terapie intensivă ca ultima șansă, ultima speranță să de viață, dar, din păcate, saloanele iau foc. Am văzut mai nou că cei de la psihiatrie de la Craiova aseară a luat foc spitalul. Eu sper că, până la urmă, să înțelegem că viața oamenilor este mai presus decât orice și politicienii, în primul rând, să facă tot ce depinde de ei ca viața să fie sigură în România. Învățăm din greșeli, dar cum le rezolvăm? Sper să învățăm și sper că actuala putere, actuala guvernare, actuala coaliție să rezolve aceste probleme, pentru că, vedeți, cred că e prima dată în istoria asta post-decembristă când avem alegeri peste 4 ani. Deci până în 2024 nu mai sunt alegeri, nici locale, nici parlamentare, nici europarlamentare, nici prezidențiale. Pentru că până acum, cam la 2 ani, aveam un rând de alegeri, ori europarlamentare, ori prezidențiale, ori locale. Și atunci cred că ar fi momentul ca politicienii să se pună la masă, să discute și să rezolve problemele care nu au fost rezolvate în cei 30 de ani. Pentru că, vedeți, am primit o moștenire, toată lumea s-a uitat că e grea moștenirea, că România nu a fost așa cum trebuie, dar uitați-vă că a rezistat 30 de ani și se pare că nu mai poate dacă politicienii de astăzi nu își dau mâna și nu se unesc pentru binele oamenilor, probabil că vor fi mari, mari probleme, pentru că în gori sunt probleme nu numai în sănătate, sunt probleme și în economie, în industrie. Instituția sau unitatea care ține în viață Gorjul, Complexul Energetic Oltenia, vedem pe zi ce trece că are probleme din ce în ce mai mari, că se discută din ce în ce mai mult intrarea în insolvență, pentru că, vedeți, poluarea face foarte rău omenirii. Deja Uniunea Europeană s-a gândit, s-a răzgândit și cărbunele, vedeți, e o sursă de energie care mai mult face rău decât bine. Și atunci, și de aici vor apărea probleme foarte mari, pentru că va trebui să punem ceva în locul mineritului, va trebui ca oamenii care lucrează în minerit și în energie, în județul Gorj, cei care lucrau direct, plus cei care lucrează la firmele care lucrează pentru minerit și energie, să găsească un alt loc de muncă. Va trebui ca politicienii să pună ceva în locul acestei entități. Ne agățăm tot timpul de această companie, dar totuși nu mai avem în Gorj, eu știu, turism, alte industrie, alte domenii care să fie dezvoltate, care să fie încurajate, ajutate. Important este să se genere cuvânt și să facă acel pod de la Lainici, ca tirurile să poată să treacă pe defileul Jiului, defileul Jiului să fie o alternativă la defileul Oltului, Gorjul să fie legat din nou de orașele din vestul României și din Europa. Să sperăm că se țin de cuvânt și cât mai repede centura orașului Târgu Jiu va fi gata, pentru că
De asemenea, dacă nu avem infrastructură, degeaba avem oameni harnici, degeaba avem oameni care și-au construit pensiuni, care și-au transformat casele în de locuit în pensiuni agroturistice, pentru că dacă drumurile sunt așa cum sunt în județul Gorj, vă dați seama că turiștii nu o să vină, chiar dacă Gorjul este un județ binecuvântat de Dumnezeu, cu tot ce vrei, de la apă până la munte, găsești cam toate formele de relief în județul Gorj, gorjenii fiind oameni harnici și oameni cu un potențial fantastic. Dar eu v-am spus încă o dată, sper că în această perioadă cei care au câștigat și cărora a fost îngrențată puterea de către români, să facă lucruri bune și pentru noi. Nici cu mediul de afaceri nu stăm prea bine, iar acum cu acest scenariu roșu... Păi pandemia nu ne lasă, vedeți dumneavoastră. Eu de-aia îmi spun mereu și încurajez pe unde pot oamenii să meargă să se vaccineze, să facă acel vaccin, pentru că este, cred eu, unica soluție de a scăpa cât mai repede de această pandemie, care vedeți că, pe lângă faptul că omoară oameni, face rău sănătății, ne face rău și economiei, pentru că mai mulți se lucrează de acasă, nu pot să lucreze să meargă la servicii, se închid instituții, vedeți în scenariul roșu, Horeca este închisă, practic doar terasele funcționează. Deci sunt lucruri care nu mai sunt la locul lor și probabil că ne va mai trebui ceva timp să învățăm să trăim cu acest virus. Practic, am făcut un an sau facem zilele astea un an de când a fost declarată această pandemie. Am învățat multe lucruri în această perioadă, dar sunt convins că mai avem multe de învățat pentru a putea să depășim aceste situații de care ne lovim în fiecare zi. Sunteți consilier județean. Ce soluții vedeți dumneavoastră pentru ca Gorjul să se dezvolte și să se alinieze cu celelalte județe ale României? Am spus și mai spun mereu, acel pod de pe defileul Jiului, podul de la Lainici, a fost ca o piatră care a târnat de gâtul județului nostru, pentru că neavând voie să circule pe acel pod decât mașini de o anumită categorie, practic Gorjul a fost rupt de vestul țării. Eu sunt convins că rezolvând acea problemă pe defileul Jiului, Gorjul își va reveni, pentru că va relua legăturile economice, în special cu județele din vestul țării, județe care sunt foarte bine dezvoltate și de unde noi vom reuși prin schimburile care se vor face să rezolve foarte multe din problemele județului Gorj. Se discută foarte mult de acel master plan pentru al Uniunii Europene prin acel program de investiții în zonele în care se vor închide mineritul. Se discută de foarte mulți bani care vor veni pe acel program și în județul Gorj. Eu sunt convins că cei de la Consiliul Județean, angajații Consiliului Județean, oamenii au foarte multă experiență în proiecte pe fonduri europene și sunt convins că actuala conducere a Consiliului Județean, împreună cu consilierii județeni, vor lua cele mai înțelepte decizii pentru ca banii să fie folosiți cât mai util cu putință în interesul județului Gorj și al cetățenilor din județul Gorj. Cum vedeți dumneavoastră acest fond de tranziție justă? Vom reuși să luăm banii europeni sau cât ni s-au promis sau cât ar mai avea nevoie? Sau? Eu sper să reușim să ne facem temele foarte bine, pentru că nefăcându-ți temele foarte bine, practic nu te așteaptă nimeni, adică nu o să mai fie o altă tragere, să ne spun așa, adică dacă nu reușim să absorbim cât mai mulți din acești bani, să rezolvăm cât mai multe din problemele județului Gorj, decalajul dintre Gorj și restul județelor țării va fi și mai mare, va crește. Eu îmi doresc din suflet să reușim și să luăm cât mai mulți bani din cei promiși de Uniunea Europeană. Consiliul Județean se implică în acest plan de tranziție justă. A implicat și membrii Consiliului Județean, dumneavoastră, consilier județean? Deocamdată sunt discuții la nivelul conducerii Consiliului Județean, aparatului tehnic al Consiliului Județean, dar sunt convins că în momentul în care vor trebui adoptate măsurile respective, se va veni cu proiectul în plenul Consiliului Județean.
vom discuta punctual proiectul respectiv și sunt convins că vor fi luate cele mai bune soluții. Deocamdată se discută în aparatul tehnic al Consiliului Județean și la nivelul președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean. Știu că domnul vicepreședinte Dorin Tașcău se ocupă de acest proiect și, așa cum îl cunosc eu pe domnul profesor Dorin Tașcău, sunt convins că se va pleca foarte atent asupra problemelor care județului Gorj care pot fi rezolvate cu banii din acest program. Aveți proiecte pentru dezvoltarea județului Gorj? Da, eu am propus și sper să se țină de cuvânt conducerea Consiliului Județean să prindem în proiectul de buget din anul 2021 o sumă pentru a crea câteva grădinițe cu program prelungit în județul Gorj. Și dacă programul va da rezultate, anul viitor să reușim să generalizăm acest program pentru toate unitățile de învățământ preșcolar din județul Gorj, adică grădinițele cu program normal să le transformăm în grădinițe cu program prelungit. Unități de învățământ unde părinții vin și aduc copilul dimineața la ora 8 și le după amiază la ora 18. Unde ar urma să fie implementat? Am discutat în special în localitățile situate pe inelul de centură al Târgu Jiu, adică localitățile din mediul rural, vecine cu municipiul Târgu Jiu, pentru că se știe foarte bine, părinții, neavând condiții în grădinițele din mediul rural, adică nefiind grădinițe program prelungit, sunt nevoiți să migreze cu copiii către municipiul Târgu Jiu, către grădinițele cu program prelungit din Târgu Jiu, dânsii lucrând, având program de la dimineața până după amiaza, până la orele 16-17, neavând unde să-și lase copilul după ora 12. Și sunt convins că, așa cum la Bălești s-a reușit implementarea programului de grădinițe cu program prelungit, așa cum la Bustuchin, domnul primar Ion Ciocea, de ani de zile, de aproape 10 ani de zile, implementează acest program al grădinițelor cu program prelungit, practic are 4 grupe de program prelungit în comuna Bustuchin. Sunt convins că va prinde în toate localitățile din județul Gorj și sunt convins că va fi o reușită programul pe care ni l-am propus pentru anul 2021. Pe plan politic au avut loc și schimbări în ProRomânia. Aveți un nou secretar, aveți o nouă conducere, de fapt. Este o conducere interimară. Practic, coordonatorul ProRomânia la nivelul Județului Gorj, domnul Alin Văcaru, a fost promovat în conducerea centrală. Este noul secretar general al Partidului ProRomânia. E o funcție de forță în organizația națională. E o promovare bine meritată pentru colegul nostru, pentru domnul deputat Alin Văcaru, pentru că Gorjul, să știți, s-a situat în primele 5 organizații ale Partidului ProRomânia la nivel național. Într-adevăr, au venit oameni noi în ProRomânia. Noi, să știți, că așteptăm din ce în ce mai mulți oameni să vină către ProRomânia, dar toate la timpul lor. Ne pregătim în această perioadă pentru a declanșa organizarea alegerilor la nivelul organizațiilor locale, organizațiilor municipale, cu final organizația județeană, astfel încât în toamnă, la congresul pe care îl va avea ProRomânia, noi să fim organizați foarte bine, organizațiile noastre să fie, sau conducerea organizațiilor Partidului ProRomânia să fie alese statutar și să pregătim așa cum trebuie alegerile din anul 2024. Se tot zvonește și se vorbește despre o eventuală unire sau reunire a ProRomânia cu PSD. A fost lansată și o invitație, o reîntoarcere practic a celor care au plecat în PSD. Cum vedeți o astfel de propunere sau astfel de provocare? Vedeți, noastre, acum practic sunt două partide pe partea stângă. ProRomânia este un partid destul de bine articulat, chiar dacă nu avem reprezentanți în Parlamentul României, avem reprezentare în Parlamentul European, avem reprezentare în consiliile locale, în consiliile municipale, în consiliile județene, în cam în toate localitățile din România, avem primari, avem viceprimari.
Adică pro-România se dezvoltă și, vedeți dumneavoastră, nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Practic, nu putem să vorbim, să ne întoarcem la nivelul anului 2018, 2019, chiar 2020. Viața merge mai departe și, bineînțeles, dacă vom avea subiecte comune, dacă vom avea lucruri care să ne unească și activitățile noastre politice împreună să aducă bunăstare cetățenilor României, sigur, vom sta la masă cu Partidul Social Democrat, cu reprezentanții dânșilor, vom discuta și vom lua cele mai bune măsuri împreună. De altfel, să știți că noi am discutat și colegii noștri din organizațiile locale au mână liberă să facă alianță cu orice formațiune politică care dorește să facă lucruri bune pentru cetățenii din localitatea respectivă. Așa cum la Târgu Jiu am susținut Partidul Național Liberal, l-am susținut pe domnul primar Marcel Romanescu să aibă majoritate în Consiliul Local, să știți că și acolo unde vom avea de rezolvat lucruri bune pentru cetățeni, împreună cu Partidul Social Democrat, le vom face fără doar ce poate. Ce așteptări aveți de la anul 2024? Ce previziuni din punct de vedere politic? Ne dorim să ajungem în 2024, să scăpăm de această pandemie și noi am spus și n-am ascuns acest lucru, ne organizăm foarte bine, am început organizarea la nivel de organizații locale, alegerea reprezentanților sau persoanelor care vor conduce organizațiile locale, organizațiile de femei, organizațiile de pensionari, de tineret. Și sper că până la sfârșitul anului școlar să avem un președinte sau un coordonator al organizației județene ales de către membrii pro-România, iar începând cu 2022 să ne organizăm pentru alegerile din 2024. Să ne pregătim oamenii, să ne pregătim programele, să vedem ce își doresc cetățenii județului Gorj și cetățenii români de la politicieni și să venim în sprijinul lor cu oameni, cu proiecte și programe pentru 2024-2030. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă urez mult succes! Mulțumesc mult! Noi cazuri de infecție cu noul coronavirus în școlile din Gorj. 5 cadre didactice au fost depistate pozitive, iar acestea predau la unități de învățământ din Dănești, Fărcășești, Târgu Jiu și Aninoasa. În total, 28 de cadre didactice au fost infectate și 11 elevi sunt pozitivi. De asemenea, alte 11 clase și-au suspendat activitatea. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, iar de la 21, Alin Ionu are invitată pe Elena Vlad, medic pneumolog. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. O seară minunată!